Președinte! Când se finalizează mandatul unui ambasador, deci nu știu, să o trimiți sau să vă transmit condolianțe. Mulțumesc pentru suportul care l-ați acordat dezvoltării noastre bilaterale. Am reușit în această perioadă și vizita mea de participare la un eveniment important în Japonia. Am lansat mai multe proiecte bilaterale. Eu vreau să vă mulțumesc cu această ocazie prin intermediul dumneavoastră și Guvernul Japoniei pentru sutele de proiecte care sunt, se implementează Republica Moldova, au fost implementate parcursul Dunăre. Vreau să vă urez succes în activitatea ulterioară și să știți că vă așteptăm în Republica Moldova și să vă simțiți tot timpul aici acasă. După câte am înțeles, ca pentru dumneavoastră, este sigur că una este dintre cele mai mari îngrijorare, este pentru această curierea locului de muncă. Tot ce noi am discutat, cum putem să facem de cu investiții firmele japoneze. După ce am venit aici, cele două firme japoneze au investit și a deschis uzinele. Acum, cele două întreprindere deja a ajuns aproape 6.000 de angajatori. Da, Fujikura are și fabrica în Comrat, da, și Orhei acolo este Sumitomo Electronics. Nu? Deja, când noi am discutat la început, Sumitomo a zis că este 2500 de persoane, dar acum deja a ajuns peste 4000 de persoane. Ca noi vrem să invităm adică firmele japoneze să investească cât de mult în Moldova. Mari investiții la două companii japoneze care au deschis, cum ați spus, mii de locuri de muncă, în mare parte este și meritul dumneavoastră. Deci eu vreau să vă mulțumesc. Noi am decis la sfârșitul mandatului și a semnat un decret în acest sens, să vă mânăm o distinție de stat Republicii Moldova. Contribuția substanțială la dezvoltarea și consolidarea relațiilor de prietenie și colaborare Moldo-Nipone și pentru sprijinul acordat acțiunilor social-economice în Republica Moldova, domnului Masanobu Yoshi, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Japoniei în Republica Moldova, i s-a conferit Ordinul de Onoare.